Scumpă familie înduliată, stimați frați și surori, colegi de slujire, sunt aici într-un moment care fiecare dintre noi îl primim ca o surpriză, deși nu era de neașteptat în vremurile acestea, dar întotdeauna asemenea momente sunt o surpriză. Și stăteam și mă gândeam, săptămâna trecută a trecut în veșnicie și socrul meu, și mă gândeam cât de efemeră este viața și cât de simplu se termină și cât de profund ne afectează pe fiecare dintre noi. Fratele Talpoș face parte dintr-o generație care a avut un rol deosebit în viața cultului nostru, o generație care a trecut prin vremuri foarte complicate. Și oricât am încercat să judecăm generația aceea, noi care n-am trecut în același mod, e foarte complicat. Este foarte complicat pentru că oamenii aceștia de multe ori au trebuit să înceapă totul de la zero. Oamenii aceștia de multe ori au trebuit să facă față unor presiuni și eforturi pe care e greu să le mai înțelegi. Eu am crescut și eu în generația aceea, nu ca și pastor, dar ca și copil de pastor. Și stau și mă gândesc și nu știu cum s-a putut întâmpla așa ceva. Deci nu știu cum a putut să fie țara noastră așa. În sfârșit. Eu am o istorie personală cu fratele Talpo și una instituțională și aș dori să încep cu acestea. Cea personală este legată de anii dânsului de la seminarii din 75. Eu de obicei, fiind crescut la seminar, mergeam să mai vorbesc cu studenții, să mai capăt un ceai cald, să mai capăt o felie de pâine cu magiun, că pe vremea aia cam asta era meniu. Și într-o seară m-am dus jos și era la cantină de serviciu fratele Talpo și cu fratele Taloș. Din generația lor erau cei mai serioși așa. Și eu ca și copil, știți, mă duceam la cei care păreau mai deschiși să mă joc cu ei. Și ei erau la bucătărie, spălau vasele, nu știu ce făceau pe acolo. Și mă uitam să văd ce pot să capăt și am intrat în vorbă nu știu ce. Și nu știu ce făcuseră ei la școală, dar m-au luat amândoi. Și m-a băgat într-o chiuvetă să fac un botez cu mine. Era o chiuvetă mare de spălat vase, care acum nu mai există. Și era goală. Dar pe fundul cuvetei era destul apă, astfel încât m-am udat foarte rău pe fund. Și asta a rămas botezul meu de la 6 sau 7 ani, făcut împreună de fratele Talos și fratele Talpoș. Dar după aceea, istoria personală a continuat și instituțional. Am rămas colaborator cu fratele Talpo și am apreciat că atunci când m-am întors și am lucrat, fratele mi-a arătat întotdeauna respect, deși era mai tânăr ca dânsul, dar întotdeauna m-a tratat ca un coleg și mai ales în ultima vreme extrem de elegant. Fratele Talpo știa să fie elegant și de asemenea mărturisesc și eu ca și Daniel că în ciuda aspectului acesta mai sever, pe care eu nu l-am experimentat, că nu am fost student, deci nu l-am experimentat ca și ceilalți colegi de slujire, știa și de glumă, știa, era un om deosebit. Și mi-aduc aminte această focalizare pe a termina treaba. Îi rămăseseră fratelui vreo 8 studenți la doctorat, care din diferite motive, de cele mai multe ori legate de imposibilitatea lor de a-și termina, cum spunea fratele Daniel, dar rămăseseră din diferiți ani. Și pare că așa că au făcut anul trecut, în pandemie, atâta s-a ținut de capul lor, atât i-a bătut la cap, a făcut comisii, vă spun, a fost un maraton de examene și au terminat toți. Și anul trecut a încheiat cursurile și zice, frate Oti, de la anul eu nu cred că mai predau. Și am mai vorbit cu el de câteva ori la telefon și îi spuneam chiar și emei. Măi, dar taică, tu sună foarte bine, că era exact tonul lui obișnuit pe care îl știam. Știu, când a fost bolnav, părea așa obosit, părea, dar am vorbit de câteva ori cu el și părea mai cu o glumă. Dar mi-a spus, frate, nu mai pot, nu mai... Și mă gândeam că la anul viitor, dacă Domnul îngăduie, în primăvară să fi făcut o conferință, să-l fi invitat să fi spus ceva. Dar Domnul a hotărât să îl ia acasă. Am primit, în urma informărilor pe care am făcut, un mesaj din partea rectorului Universității din București, profesorul universitar Marian Preda, fratele Talpoș fiind primul decan al facultății noastre,
participând și la înființarea facultății atunci, în anii 90, domnul Preda m-a rugat să transmit familiei, să transmit audienței, condoleanțe și aprecierile dânsului pentru slujirea fratelui Talpoș ca profesor în cadrul universității noastre și ca îndrumător de doctorate. Fratele fiind și primul îndrumător de doctorate din domeniul acesta al teologiei baptiste, vă spun, o realizare foarte importantă pentru noi ca și comunitate de credincioși. De asemenea, i-am scris fratelui Tony Peck, care este secretarul general al Federației Europene Baptiste, deoarece fratele Talpoș a fost președintele Federației înainte de Tony Peck, dar fratele Tony Peck, de asemenea, m-a încredințat să aduc un salut familiei, audienței și să-și exprime aprecierea pentru slujirea fratelui în familia baptistă mai largă, dar și în domeniul acesta academic. Am vorbit toți mult și mă gândeam ce aș putea să spun și eu ceva așa legat de Scriptură și de modul în care fratele Talpoș a avut un impact și în viața mea. Și textul pe care l-aș fi citit, a și fost citit, a fost și menționat, este textul din Matei 25, când Domnul Iisus spune că împărăția cerurilor se va semna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Și știți istorisirea. Unuia a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Și după multă vreme, când stăpânul s-a întors, cel ce primise 5 talanți a zis: Doamne, mi-a încredințat 5 și iată am câștigat alți 5. Și stăpânul i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului. Este interesant că, vedeți, Dumnezeu a avut această inițiativă ca să salveze omul căzut și de aceea în întruparea Iisus a venit, a murit, s-a înălțat la cer și astfel s-a declanșat în istorie un proces care se va încheia cu întemeierea împărăției lui Iisus. Această împărăție este o creație nouă în care domnia lui Iisus este recunoscută și va fi recunoscută de toți. Dar între timp, asta este mesajul de atunci, între timp, noi trăim în timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu și sfârșitul împreună cu El pe care ni l-a promis. Și despre asta aș vrea să spun în două minute. Ce se întâmplă între timp? Iisus le explică ucenicilor săi că ei trăiesc între timp. Și noi putem să învățăm din lucrul acesta. Pentru că această a treia pildă se concentrează pe responsabilitatea slujitorilor când stăpânul este plecat. Cum trăim între timp? Găsim în Scriptură oameni care ne arată cum putem să trăim între timp. Cum ne construim noi identitatea noastră creștină între timp? Fratele Talpoș, ca și noi, a trăit între timp. Și Dumnezeu în această perioadă i-a dat niște talanți pe care El le-a folosit. Și noi acum toți credem că a auzit aceste cuvinte: Bine, rob bun și credincios. E o întrebare pe care ar trebui să ne preocupe pe noi toți. Cum trăim în absența lui Iisus și în așteptarea revenirii Lui? În absența fizică a lui Iisus, da? Pentru că, vedeți, identitatea noastră creștină nu este dată de titluri, nu este dată de realizările noastre, au spus mai mulți aici. De multe ori asta ne fac să uităm de ceilalți, să ne distanțăm de ceilalți. Dar identitatea noastră ca și creștini trebuie să fie dată de slujirea pe care o facem ca ucenici ai Mântuitorului. Și am văzut lucrul acesta în viața fratelui Talpoș. Și slujirea aceasta, știți ce, trebuie să țină cont că trăim de fapt între timp. Că nu este totul la dispoziția noastră. Că nu suntem noi veșnici. Că nu depinde lucrarea Dumnezeu numai de noi. Stăpânul a dat fiecărui rob resurse după capacitatea pe care o avea. Dar toți au primit câte ceva. Povestea aceasta a vieții fratelui Talpoș este remarcabilă. Îmi spunea fratele dânsului, s-a dus la școala de mizerii pentru că n-a putut să meargă la liceu. Dar a muncit cu atâta perseverență. Deci, vă spun, eu n-am văzut om... Și am și eu acum, am îmbătrânit și eu, am experiență, care muncea cu altă perseverență ca fratele Talpoș. Poate că unii erau puțin mai dotați, nu zic nu.
Dar fratele Talpoș era și dotat, dar pas cu pas, muncea, îl vedeai tot timpul muncind, construia. Este un lucru de învățat din ceea ce a făcut fratele Talpoș. Un lucru de la care putem să învățăm. Normal că atunci, la momentul acesta, vorbim de bine. Și normal că toți suntem oameni, avem și puncte slabe și puncte tari, dar lucrul ăsta este de învățat, dragii mei. Fratele Talpoș nu a fost leneș. A fost un om harnic din punctul ăsta de vedere. Și de aceea, poate că provocarea fratelui Talpoș e un alt lucru pe care l-aș spune. De câte ori am vorbit cu el, el se uita cumva înainte. Că erau, în ultima vreme, vorbea cu mine așa și ca președinte, a fost președinte al cultului, ca vicepreședinte și invariabil mai discutam și probleme de ale noastre și cum e așa. Și mi se părea că el mereu se uita înainte. Zice, hai, cum să ajungem dincolo? Nu e ok să tot rămânem în trecut. Trebuie să depășim. Dumnezeu ne promite ceva în viitor. De aceea am învățat de la fratele Talpoș că e important să investim ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Pentru că pentru asta vom fi noi cercetați. Nu pentru ce a pus Dumnezeu în altul și ce a făcut sau n-a făcut, ci pentru ce a pus Dumnezeu în mine. Și ce am făcut eu cu ceea ce mi-a dat mie Dumnezeu. Și de aceea slujirea nu ar trebui să fie pentru beneficiul nostru. Nu pentru ca să arătăm noi cât de buni suntem, ce succes avem, ci pentru ca să arătăm cum slujim împărăția. Vreau să închei aici cu ceea ce ne recomandă de fapt Domnul Iisus. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și un om plecat în altă țară, care își lasă casa de robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă tuturor? Vegheați. Dragii mei, între timp, fratele Talpoș, prin mărturia vieții lui, ne provoacă să veghem și să folosim talentul nostru pentru o mărturie bună și pentru creșterea împărăției. Fie ca numele lui Dumnezeu să fie lăudat astăzi. Și să fie o sărbătoare, nu numai de amintire, dar și de sărbătorire a ceea ce Dumnezeu a putut să facă în mijlocul nostru prin robul său bun și credincios, fratele nostru, Vasile Talpoș. Amin. Amin.